Livrările de armament occidental către Ucraina înseamnă că alianța NATO este în esență implicată în război cu Rusia, iar Moscova consideră aceste arme ca fiind ținte legitime, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov într-un interviu difuzat luni seara. Lavrov susține că livrările de armament occidental către Ucraina înseamnă că NATO este în esență angajată în război cu Rusia. Aceste arme vor fi o țintă legitimă pentru acțiunea militară a Rusiei în contextul operațiunii speciale, numele dat de Kremlin războiului din Ucraina, a spus Sergei Lavrov într-un interviu pentru televiziunea de stat postat pe site-ul Ministerului de Externe. Da, războiul nu duce la nimic bun și cred că ucrainienii au nevoie de ajutor. A fost o țară invadată și trebuie rezolvată problema cumva. Vă așteptați să se extindă războiul și la noi? Nu, nu cred. Nu cred. Suntem o țară în NATO și NATO cred că respectă promisiunile care le au. Foarte bine să distrugă totul, să nu mai fie război. Să tragă trupele rusul, să-și ia de la el acasă, nu în Ucraina sau în țările vecine. Considerați că este un lucru bun să se trimită în continuare arma? Da, da, da. NATO, în esență, este angajat într-un război cu Rusia printr-un proxy și înarmează acel proxy. Războiul înseamnă război, a mai spus Sergei Lavrov. Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a scris pe Twitter că declarațiile lui Lavrov sunt de fapt indiciu că Rusia și-a pierdut ultima speranță de a determina lumea să nu mai susțină Ucraina. Astfel, se vorbește despre un pericol real al celui de-al treilea război mondial. Aceasta înseamnă că Moscova simte că se apropie înfrângerea în Ucraina, a scris el pe Twitter.